Hello, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Astăzi suntem în centrul Timișoarei la Food Truck Festival. Și hai să dăm prima dată o raită să vedem cam ce food truck-uri regăsim în această ediție de toamnă al festivalului. Cam așa se prezintă Timișoara, capitala europeană, bineînțeles. În zona din centru este muzică. M-am place de data asta, au amenajat mult mai frumos. Aparent au și un parteneriat cu Mega Imajul. Hai să vedem. Pe rând, cam ce sunt aici, zona Mega Imaj. Aparent, cu banane pe moca pentru copii. Așa, aici e papânașul, unde regăsim clătite. Aici avem chesadile, așa urmă la farfurie și așa mai departe. Foodtruck-ul ăsta le regăsesc cam peste tot. Platinium de data asta cu pizza. Aici a venit și Monty de data aceasta cu mâncare mexicană. Nu cred că le regăsim pe munte aici, sunt doar colegii lui. Aici, practic, este înghețată, făcută frumos așa la plită. Aici ceva Romanian burger. Partea cu vinuțul. Wine o'clock. Foarte bun vinul de la ei. Aici sunt cei de la Bord 13. Noi am mâncat la ei la restaurant în Deva și acești băieți ne reprezintă la campionatul european de street food, cazul în care nu știați. Deci stimă și respect. Așa. Aici avem clătite de poveste. Încă o zonă cu clătite aparent. Românii sunt iubitori de clătite. Aici mâncare grecească, sfârșit vă și o mâncare grecească. La atelierul de mâncare aici e ceva cu langoși. Și practic sunt langoși reinterpretați, că sunt quattro formaggi și așa mai departe. Mamă, de ce am venit și eu? M-am dus fix invers. Așa. Aici este un mini truck cu Aperol. Un prosecco al costă 15 lei, limonada tot 15 lei. Aici avem Happy Donuts. Iar aici sunt burgerii Ralucai Todea. Bun, Ralu! Așa și probabil o să mâncăm de la ea. Bun, acesta este meniul. Wanted Burger la 35 de lei. Oamenii au un Go Vegan Burger. Foarte interesant. Văd aici că chiar sunt conform normelor, adică scrie la fiecare în parte glucide și așa mai departe, kilocalorii. La cea vegan avem chiflă roșie cu sfeclă, chifta vegetariană, ceapă caramelizată, sos vegan de burger, sos tip brânză vegan și legume la grătar. Dar noi o să mergem pe Wanted Burger, puțin picant. Este cu chiflă neagră, da? Practic este cu cărbune activ. Aici mai avem pe băieți de la Burger Spanner. Ca să mai vedem ce mai avem pe aici. Zona de băutură. Aici sunt băieți de la Low Burgers. Au aici mai multe variante. Energy Truffle, Burger Mexico, Burger Argentina, Burger Low Burgers, Burger American with Cheese. Dați și pe domnul Lobone aici, de față. Și probabil o să luăm un burger și de la ei. Având în vedere că Dexter a zis că a mâncat cel mai bun burger din România anul acesta de la el. Hai să încercăm și burgerul lui. Bun, am ales să luăm pe acesta Burger Argentina, care are carne de vită, chimichurri, ceapă crocantă, cașcaval afumat, bacon, cașcaval cheddar, sosul casei, ceapă crocantă și rucola. 45 de lei.
încercăm pentru prima dată burgerul Ralucai Todea, care arată în felul acesta. Avem așa, chiflă de burger cu cărbune activ, ceapă, un sos pe bază de maioneză, chiftare vită, bacon crocant, jalapeno, salată și cam aia e vrăjala. Uitați aici ce frumos arată chifla. Bam. Hai să și degustăm. Așa arată interiorul. Carnea este bine făcută. Acest burger este destul de fresh, deoarece are destul de multă salată. Îmi place că am folosit această chiflă de cărbune activ, care ajută la digestie în același timp. Cea mai dă o dulceață aparte, jalapeno, vă dați seama, aprinde toată scânteia dragostei. Și carnea aș fi preferat o medie, probabil cam toți burgerii face în acest stil. Cât despre sos, sosul este unul clasic, zic eu, mare și puțin barbecue, dar acesta nu se simte prea tare din cauza jalapeno-ului. Se anulează puțin gusturile, cam aia e ideea. Per total, este un burger cinstit, zic eu. Plus că prețurile cam sunt cele mai mici din acest festival. Bun. Hai să vedem burgerul. Arată bine. Arată instagramabil, tată. Uitați-vă la el cât este de frumos. Are chifteaua, are cheddar, are cașcavala fumat, are rucola, are chimichuriul, care chimichuri este un sos pe bază de pătrunjel, usturoi puțin ardei iute. Deci chimichuri, vită, egal love, tată. Nu? Hai să vedem. Oricum, interesantă combinația asta dintre cheddar și cașcaval afumat, pentru că cheddarul, care este de origine americană, îi face așa un mic fusion cu bucătăria românească de altfel. Hai să vedem. Rucola, ceapă crocantă. Zic eu că e bine, ia. Wow. Băi, bun. Îmi place foarte mult această rucola în burger, pentru că e de chestia de fresh. Cât despre vita, aici te întreabă cum vrei să o mănânci. Medie, bine făcută. Și am ales medie și se vede acest lucru. Și carnea este foarte, foarte gustoasă. Cât despre sos, acest sos de cheddar este fix ce trebuie. Mă, combinație bună, combinație foarte bună. Hai, revenim. Tată, după doi burgeri, parcă merge și ceva dulce, așa că ne-am oprit la cei de la Happy Donuts și așa, la 25 de lei ai inclus în preț topping, sprinkles, nucă de cocos, Oreo, miez de nuncă. Deci, na, cam așa fac băieții. Uite-ți aici frumos. Uleiul proaspăt, tată, ați văzut profesioniști. Bun, dragilor, aici avem gogoșelele. Mă, la 25 de lei, tată, sunt destul de multe, nu credeți? Adică au umplut băieții ăștia. Ia uitați aici. Nu știu, cred că-s vreo 10-15, să zic eu.
Și avem așa cu topping de ciocolată, fructe de pădure, tată, și cocos pe deasupra, pentru că moartea mea și moartea pasiunii mele este nuca de cocos. Cazul în care nu știați. Noi nu prea mâncăm dulce, dar și când mâncăm o gogoșico din asta că trebuie. Fiți atenți cum arată. Japonia e. Japonia, ia. Mamă, ce bune sunt. Sunt bune și toppingurile. Sunt de calitate. Și gogoșelele sunt goale pe interior. Gândiți-vă că sunt... Uitați aici cât sunt de pufoase. Ia uite, fiți atenți. Ia uitați. Bă, sunt spectacol. Fiți atenți cât de... Doamne, zici că mănânci un... Nu știu. Zici că îmbuci un norișor. Uai. Și sincer, având în vedere că am văzut cam la fiecare prețurile, zic eu că merită 25 de lei. Bun. No, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. V-am pupat. Să aveți o zi la fel de frumoasă și extraordinară ca și voi. Ciao.